E noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Sunt liniști hipopotamii sub raza lunii de creștări. Senatorii au respins astăzi propunerea legislativă de creștere a alocației pentru copii la 200 de lei, în condițiile în care un deținut are alocată o cotă de bani în pușcărie la momentul de față de aproape 10 ori mai mare decât alocația unui elev. Ce părere au cetățenii? Am încercat să aflăm la Starea de Spirit. Senatorii au respins inițiativa legislativă care prevedea majorarea alocației pentru copii la 200 de lei. Ce părere aveți? Nu e bine. De ce nu e bine? Pentru că copiii, în primul rând, greu de trăit, pensiile, salariile sunt, copiii nu se descurcă, nici pâinea nu, care mănâncă. Spuneți-mi, senatorii au invocat faptul că nu există bani la bugetul de stat, ar trebui făcut ceva în acest sens, să aducă niște bani? Ar trebui să mai reducă din salariile lor și să gândească la copii, ăștia-s viitorul. Mi s-ar părea o măsură bună și confiscarea averilor dobândite în mod ilegal, sunt o grămadă de cazuri. Normal că ar trebui, că dacă un om de rând ar fi făcut așa ceva, iar fi luat, sau mai ales băncile, cum sunt acum, de sunt oameni în stradă din cauza, da. E greu de trăit. Cum vi se pare că se descurcă părinții și, în general, cei tineri în România? Foarte greu se descurcă. Pentru că nu au locuri de muncă și se uită în spinarea amărâților de părinți care dau cu sapa și nu știe cum să iasă mâine să asigure copiilor în trăit. Cât de cât de cent. Senatorii au respins inițiativa legislativă care prevedea majorarea alocației pentru copii la 200 de lei. Ce părere aveți? Nu e o părere bună. De ce? 42 de lei, cum întreținem copilul cu 42 de lei? Foarte puțin. Senatorii spun că nu există bani la bugetul de stat. Credeți că ar trebui să facă ceva în acest sens, să aducă mai mulți bani? Păi adune pe unde sunt, de la cei care îi ia. Deci o măsură și bună acolo, ar fi, poate bună. Și să dea la copii, să le dea la copii. Să le dea la copii că un 42 de lei pe lună nu e suficient. Nici pe pătă nu se poate cumpăra cu 42 de lei. Cum vi se pare că se descurcă părinții și, în general, cei mai foarte rău la țară, mai ales special la țară, foarte rău. Foarte rău. Nu au cu ce trăi. Ar trebui majorate aceste alocații? Ar trebui majorate, să nu zicem la 200, dar 150 să le dea. Senatorii au respins inițiativa legislativă care prevedea majorarea alocației pentru copii la 200 de lei. Ce părere aveți? Părere proastă. Pentru că nu este normal ca pentru un deținut să aloci o anumită sumă de bani de 10 ori mai mare, iar pentru un copilaș care are nevoie de condiții, mă rog, sănătoase, de alimentație, hrană și igienă, să aloci 42 de lei. Dacă așa înțeleg dânșii, că se poate crește un copil sănătos, să-i crească și pe lor când nu avea ei salarii. Aceștia spun că nu sunt bani la bugetul de stat. Sunt bani.